Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir. Bun venit, dragii mei! Sunt Simona Dragomir, astăzi vorbim despre tratamente pentru față, care să ne facă să arătăm cât mai bine și să uităm de anii care se tot adună în buletin. Și vom discuta mai ales pentru proaspetele mămici care nu prea mai apucă să doarmă suficient, ce este de făcut pentru ca cearcănele să nu devină mult prea adânci. Amănunte aflăm de la doamna dr. Dana Miriceu, specialist în chirurgie plastică. Bun venit, Dana! Bună, Simona! Mă bucur că sunt din nou alături de tine și de ascultătorii tăi de la Itzy Bitzy. Și noi te așteptăm cu mult drag. Și vreau să ne înveți, vreau să ne sfătuiești ce putem face să arătăm mai bine, mai odihnite și te întreb în primul rând în calitate de mămică, ce nu prea mai apucă să mai adoarmă, lăsând gluma deoparte, da. Sunt sfaturi general valabile. Și știu că ne sigur poți că ajuta, da. Arăți minunat, da. Arăți impecabil ca de fiecare mulțumesc dată când ne întâlnim. Mulțumesc mult de tot și tu ești o mămică deci... extrem de... strălucitoare și de împlinită frumos. Și mă bucur din suflet, da, pentru tine. Da, sunt o mică fericită. Mă bucur din suflet pentru tine că ți s-a întâmplat lucrul acesta și că ai sufletul împlinit. Ce putem să facem? În primul rând trebuie să vreți. Dacă vreți. Vrem. Atunci vă aștept. Multe lucruri, Simona, multe lucruri. Vorbim în special despre tratamentele pe care le putem efectua la nivelul feței mămicilor. Deci, pacientelor și în perioada în care mămicile alăptează? Nu. Sau trebuie să terminăm cu alăptarea și abia după. Da, din păcate, majoritatea tratamentelor care au sau micilor intervenții care au efecte foarte bune la nivelul pielii și al aspectului total al feței, sunt contraindicate în alăptare spre binele piticilor. Da? E, bine, atunci iau doar notițe puțin. Și mai aștept. Păi, nu cred că mai aștept să mă urcă, nu cred că o să mai... Rebecca are o blund, dar am de gând să o alăptesc cât mai mult, cât o să-și dorească ea. Sigură? Ok, bun. Ce putem să facem? Depinde de ce probleme apar la nivelul feței femeilor care au trecut prin sarcină. Începem cu pătele pigmentare, pentru că masca gravidică este cea mai este frecventă la persoanele care au născut. Există tot felul de afecțiuni ale vaselor de sânge care apar după sarcină, respectiv cu peroză. Am paciente care vin cu explozii de acne la nivelul feței, nu multe, dar sunt. Paciente care în urma scăderii în greutate după sarcină au un tonus scăzut la nivelul feței, pe care și pe acesta îl putem remodela și în momentul în care tonusul pielii feței scade, este clar că își fac apariția riturile și șanțurile la nivelul cele nasogeniene, ridurile din jurul ochilor. Pielea are un alt aspect, sunt mai nehidratat din cauza fluctuațiilor hormonale din simplu. Da, parcă nu mai ești la fel de proaspătă, mai. Deci nu ține neapărat de faptul că mămica nu reușește să mai doarmă suficient, să se odihnească suficient. Și asta este, pentru că e un stres la nii care își face... Dar își și schimbările hormonale. Sigur, toate au un efect negativ la nivelul pielii și se vede lucrul acesta. Cearcănele? Cearcănele, clar, țin de o vascularizație deficitară la nivelul ploapei inferioare. Apar acele cercuri închise la culoare pe care le putem trata. Nici nu știu cu ce să încep prima dată, pentru că sunt foarte multe... Hai să vedem multe... că ai enumerat, ai făcut o listă întreagă. Bănuiesc că pentru fiecare problemă enumerată ai un anumit tip de tratament. Sigur că da. Haideți să o luăm cu aspectul general pe care îl are o mămică obosită, o mămică încărcată psihic cu grija pentru bebeluș, cu tot felul de necesități zilnice și toate aceste stresuri se văd la nivelul pielii feței. O piele care are un aspect tern, un aspect flasc, o piele încărcată, care dă senzația de față obosită și care trebuie revigorată și ar face bine mămicii să vadă o schimbare. Să nu, da, și ce putem face? Mult. Putem să facem două lucruri extrem de importante și care sunt la îndemâna noastră. Putem să hidratăm așa cum trebuie pielea și cum o hidratăm, nu numai prin aport de apă și de lichide, dar și prin substanțe pe care noi le injectăm la nivelul pielii, în așa fel încât hidratarea să fie eficientă. Orice cremă am pune la nivelul suprafeței pielii nu poate să confere acestea o hidratare corespunzătoare, pentru că cremele acționează foarte slab. Ele se absorb destul de greu și de puțin la nivelul dermului
paciente respective. Drept urmare, singura metodă corectă de a o hidrata este aportul de substanțe care mențin un burețel hidratat în interiorul dermului. Ce substanță? Acidul hialuronic, pe care și femeia în sarcină și în alăptare începe să-l piardă și îl pierde mai mult decât o pacientă, o femeie care nu a trecut prin aceste stadii. Injectarea de acid hialuronic nu trebuie să ne sperie în niciun fel, pentru că este o substanță pe care organismul o produce. O produce mai puțin după anumite vârste și o produce în cantități insuficiente în condițiile în care există stresuri. Stres hormonal, stres psihic, oboseala, el se injectează la nivelul întregii fețe, se fac depozite de acid hialuronic de grămăjoare, în așa fel încât atrage apa, stimulează producția locală de colagen și de elastină și formează așa zisul burețel, care conferă pielii o prospețime foarte frumoasă. Să se înțeleagă bine cum acționează acest acid hialuronic pe care îl depunem în interiorul pielii, fac întotdeauna la tuturor pacientelor care întreabă, fac comparația cu o plantă care este sădită într-un ghiveci, al cărui pământ nu mai este bun. Și în momentul în care noi udăm, oricât de multă apă am bea, în momentul în care noi udăm planta respectivă, apa curge prin pământ. Exact așa se întâmplă și cu pielea noastră. Nu mai reține apa, nu mai poate fi hidratată. De ce? Pentru că nu mai avem factorul care să ne mențină în piele moleculele de apă. Ori acidul hialuronic are asta tocmai face acest rol. Și sper dacă ca informația pământul, să... Dacă schimbăm pământul plantă, sau îl îmbunătățim, îl îmbogățim, în așa fel încât apa să rămână, să fie reținută înspre binele plantei, așa se planta întâmplă și la... va fi înfloritoare, va fi așa floritoare, și cu fața noastră, exact, nu, care beneficiază de acidul hialuronic, se va schimba, vom căpăta luminozitate, nicio altă fermitate, alt tonus, ca și când am fi mai odihnite, mai tinere. Mai odihnite și mai tinere. Ei, ce facem? Și unde? Stai puțin, dar unde se fac injectările astea? Pe întreaga față. A, deci, pur și simplu, sunt mai multe tehnici, fie depozite punctiforme, fie tehnici lineare cu injectare retrogradă, adică se introduce acul și în urma acului se lasă depozite de astfel de acid hialuronic. Asta există, știam substanță, că așa se procedează, nu la șanțurile acestea nazolabiale, deci ridurile pe care le facem între nas și gură. Da, și dar este la alt, cearcă, acid hialuronic. Alt acid hialuronic. Trebuie să spunem că nu este o substanță care este general valabilă pentru toate afecțiunile. Acest acid hialuronic de hidratare are o moleculă mai mică, moleculă special destinată în a reține apa. Dacă pentru șanțurile nazolabiale sau pentru corecția ridurilor avem nevoie de o moleculă mai mare, care să ne confere volum, pentru hidratare molecula este cu totul alta. Deci avem o paletă întreagă de acid hialuronic. Deci tot să alegem. Tot să alegem. Noi alegem, medicii, pentru voi. Numai să veniți și să ne lăsați să alegem ceea ce este, da, ce se potrivește, să alegem ceea ce este bine pentru voi. Bun. Deci iată, am reținut, vorbeai despre acidul hialuronic, Dana, pe care organismul nostru îl produce în mod normal. Sigur că până la o anumită vârstă, în anumite cantități, după care, rămânând fără acest acid hialuronic, fața noastră are de suferit, mai ales spuneai de proaspetele mămici, care nici nu se odihnesc suficient. Care au mai și alăptat, Simona, pur și simplu își face grijile cu bebelușul, exact, își face prezența, își lasă, își pune amprenta pe pielea noastră, în așa fel încât pielea suferă. Dereglările hormonale sunt foarte importante și toate observăm lucrul acesta. Toate fluctuațiile hormonale ne determină fie un ten mai tern, fie un ten mai încărcat, mai glandele sebacee și ele au de suferit, sunt fie mult mai active ca și secreție de sebum, au o secreție câteodată mult mai uscată, în funcție de ceea ce primesc ca stimul din exterior. Bun, și din interior. Și spuneai că există aceste tratamente, cred că le putem numi non-invazive, nu? Sau minim-invazive, că vorbim de mici începături. Vorbim de chirurgie, sau spunem non-chirurgicale. Non-chirurgicale, exact. Da. Spuneai că avem o gamă largă de acid hialuronic, fie injectez punctiform, fie acidul hialuronic pentru șanțurile dintre nas și gură și ridur. Deci totul este să apelăm cu încredere. Sigur,
Aș mai recomanda ceva ascultătoarelor și mămicilor care au născut, să-și curețe tenul cum trebuie. Pentru adică, că, învață-ne cum. Da, s-a demonstrat că acea exfoliere cu tot felul de scrub-uri sau gomajele care se aplică la nivelul feței, în timp produc acele micro-zgârieturi la nivelul pielii, care vor determina o ridare prematură a acesteia și o uscare a ei în timp, deci o piele de calitate proastă. Este clar, cercetările ne-au demonstrat că există cel mai bun exfoliator și regenerant la nivelul tegumentului, este laserul. Și o exfoliere corectă se face Totul este controlat printr-un peeling care este laser. Nu vorbesc de peelingurile chimice, pentru că eu oricum nu le mai fac de 7-8 ani de zile, fac numai peelinguri laser care exfoliază controlat, corect, sănătos tegumentul. Rămânem cu fața roșiatică o zi, două, dar după aceea nu numai că tenul arată foarte bine, mult mai întins, mult mai curățat, mult mai proaspăt și mai sănătos, dar cremele pe care noi le aplicăm la nivelul tegumentului se absorb mult mai bine. De ce? Pentru că am îndepărtat stratul acela cornos care sufocă pielea și determină apariția atât a afecțiunilor cum ar fi acnea rozacee sau, producerea acneei la nivelul pielii, un ten încărcat, punctele negre, porii dilatați. Și spuneai și de petele apărute în sarcină, masca gravidității, tot cu ajutorul laserului poți rezolva, adică poți șterge aceste urme, pentru că din nefericire femeia naște, dar acele pete nu dispar. Nu dispar, pentru că sunt zone care sunt targetate de sau acest pigment. Sau nu dispar în totalitate. Nu dispar. Sunt ascunzi așa cu fond de ten, ele apar mai mult să faci altceva. Ele apar mai mult la nivelul frunții, al obrajilor, pomeții obrajilor, la nivelul buzei superioare. Sunt zone care sunt bine țintite de acest pigment care se dezvoltă și împreună cu ultravioletele de afară fac așa o lumină bună, o echipă bună, în așa fel încât se transformă în pete pigmentare de care foarte greu scăpăm. Există creme de pigmentante pe care câteodată le recomand pacientelor doar pentru a îmblânzi un pic pigmentul. Pigmentul nu va dispărea prin aplicarea lor, dar tratamentele pe care eu le aplic și sunt combinați între un tip de lumină intens pulsată care este special destinat acestor afecțiuni, combinate cu peelinguri mai adânci sau mai puțin adânci la nivelul pielii, pot scoate pata în întregime și să nu uităm că petele pigmentare nu sunt superficiale. Ele sunt profunde. Da, așa din că, nefericire. Din nefericire. Așa că probabil vom avea nevoie de mai multe ședințe, pentru că noi îndepărtăm cu fiecare ședință un anumit strat din acest pigment. Nu putem să-l îndepărtăm în totalitate. Pielea se va lumina, se va elibera de pigment, iar după o lună, două, o să vedem că iar apare un pigment la nivelul pielii, pentru că el revine, se superficializează și revine la exterior. În acel moment, reaplicăm tratamentul, astfel încât să scoatem strat cu strat, până când pigmentul se epuizează. Dar spunem, dacă femeia respectivă, femeia sau bărbatul, pentru că ne adresăm și bărbaților în egală măsură și ei își pot îmbunătăți aspecturile. Deci și pentru tătici vorbim acum. Da, pentru... sunt cupluri care vin împreună Ce la frumos. Cabinet și foarte frumos. Au grijă unul dacă de celălalt. Persoana respectivă, cea care dorește să urmeze tratamentul, are destul de multe alunițe pe față, cum acționezi cu laserul? Reprezintă un pericol pentru... Depinde de aluniță. Aluniță? Dacă eu consider că alunițele respective sunt modificate sunt mai multe ca aspect, ca formă, în așa fel încât trebuie să facem o dermatoscopie, fie trimit la un coleg dermatolog care să le evalueze din punctul lui de vedere, pentru că respect specialitatea dermatologilor și e normal ca ele să fie văzute de dermatolog, iar dacă nu au niciun fel de modificare, nu am niciun fel de problemă să trec cu laserul peste ele. Sau le putem ocoli. Dacă pacientul ține la acele alunițe, le putem ocoli fără niciun fel de problemă. Pentru că altfel, dacă treci peste ele, dispar alunițele acelea micuțe periculoase? Da, se pot... Decolora. Se pot decolora, în așa fel încât la mai multe ședințe chiar pot dispărea. Pentru că ele sunt în sine tot niște pigmenți acumulați punctiform.
Hai să vedem, am vorbit de acid hialuronic, de laser, n-am spus nimic de toxină botulinică. Da. Și deci, foarte șanțurile... important, încă mai sunt persoane care se sperie, atunci dau de toxine, de ceva... Încerc să demitizez nefast, lucrul acesta, pentru că... Hai să explicăm un pic, pentru că... Riturile de expresie care se formează în extremitate, în treimea superioară a feței, respectiv în jurul ochilor, și între frunte, sprâncene și la nivelul frunții, au ca indicație primordială, de primă intenție, deci, toxina botulinică. De ce? Pentru că mecanismul lor de producere este mișcarea musculaturii. Dacă noi nu liniștim fascicule din mușchii din treimea superioară a feței, nu avem cum să îmbunătățim acele riduri. Injectarea de toxină botulinică se face extrem de bine controlat și este foarte sigură. Nu vom avea piele înghețată, pentru că de asta ne e teamă, că nu mai mișcăm. Eu injectez în două etape. Așa procedez cu toți pacienții, în așa fel încât să fie mulțumiți. În prima etapă, injectez astfel încât ridurile să se îmbunătățească, iar dacă pacientul consideră că i-a mai rămas un rid pe aici, pe acolo, pe care vrea să-l îmbunătățească, injectăm a doua oară, decât să injectez mult de prima dată. Mai mult, după injectarea de toxină botulinică, în momentul în care ridurile vor începe, după 3-6 luni de zile, să-și facă apariția, pielea va fi cu totul și cu totul alta, iar ridurile nu vor fi atât de accentuate. Aspectul pielii va fi cu mult îmbunătățit, chiar după o simplă injectare. Hai să vedem leacuri, tratamente. Vorbeai de cearcăne, că și zona aceasta din jurul ochilor poate arăta un pic altfel. Cearcăne, pungi? Pungile de sub ochi, care sunt rezultatul oboselii accentuate și a unei vascularizații deficitare, poate fi tratată printr-un laser vascular, închizând vasele dilatate. Fiecare mămică este bine să se uite în oglindă și poate, dacă are o oglindă cu lupă, în momentul în care își întinde pielea de sub ochi, va vedea o rețea foarte dezvoltată de vase de sânge, care antrenează atât o colorație accentuată vineție a ploapei inferioare, deci cearcănele, cât și o umflare a acestora. După tratamentele vasculare, care se realizează cu un laser vascular, el se aplică pe fiecare văsuleț în parte, închizând vasul, pot ceda atât pungile cât și colorația. Dacă cearcănele sunt date de hernierea unor săculeți de grăsime la nivelul ploapei inferioare, atunci tratamentul este chirurgical prin excizia lor. Da, bun, iată că există varianta, acum depinde în ce categorie ne situăm. Și să nu uităm de șanțurile nazolabiale. Așa, de ridurile acestea între nas și gură. Între nas și gură, cele care se formează de la nivelul comisurii bucale în jos, înspre mandibulă, care trag colțurile gurii în jos, obținând acel aspect de față tristă. Ele se pot remodela foarte frumos prin injectare de acid hialuronic, care nu are decât rolul de umplere, cât și îl are și pe acela de lifting în condițiile în care se injectează într-o anumită cantitate. El stimulează producția locală de colagen, de elastină, și rezultatul este foarte frumos. Este un rezultat natural, fără a avea deformări sau fără a umfla zona respectivă, se integrează foarte bine în derm și va fi aspectul natural al pielii. Și este bine că ai subliniat de mai multe ori un aspect natural, pentru că, hai să spunem lucrurilor pe nume, sunt persoane care au exagerat atât de tare cu injectările acestea, cu măriri de buze, au aspectul acela, nu știu, de... Injectări exagerate de acid hialuronic la nivelul pomeților, sunt foarte mulți. Stau buzele într-o anumită poziție, expresia feței este aceeași. Nu ne dorim să arătăm așa. Nu. Noi vorbeam de o întreținere, de a nu lăsa ca anii să sape pe fața noastră, nu să ne schimbăm din fizionomie. Sunt adepta tratamentelor armonioase, Simona. Niciodată nu recomand pacienților să exagereze. Eu nu vreau să exagerez. Eu care fac aceste intervenții. Da, pentru că cardata de vizită. Normal, rezultatul se poate întoarce atât împotriva pacientului, cât și împotriva mea. Nu-mi place nimic ceea ce este nenatural, nu-mi place nimic ceea ce este disarmonios. Intervențiile estetice sunt cele care au rolul de a remodela și regla înfățișarea în așa fel încât să remodelăm ceea ce este nenatural, dar în așa fel încât trăsăturile noastre să nu depășească anumite limite. Ceea și ce vedem trebuie să fie frumos, armonios, natural, frumos, plăcut și sănătos. Proaspăt, tânăr și sănătos, și sănătos în primul rând. Da. Chirurgia estetică este cea care se ocupă atât de frumusețe cât și de sănătate.
Da, foarte, foarte bine ai spus. Acum contează și cum alegem medicul, iarăși mare grijă pe mâna. Contează consultația foarte mult, contează relația medic-pacient, ce relație vom dezvolta în decursul tuturor ședințelor pe care te aștept și pe tine să vii să termin cu alăptatul, Dana. Sigur și că mai, da. Mai vorbim. Asta vreau, bine ar fi să fie o relație de prietenie, pentru că nu ți-ai făcut acum niște injectări, niște tratamente și rămâi așa pentru totdeauna cu ele. Odată la un anumit interval de timp și acum să ne spui tu, odată pe an... Depinde cum simțim. Des, depinde sunt de protocoalele... cum reacționează organismul persoanei respective. Da, nu recomand pacient așa cum spun că au auzit, la fiecare 3 luni să vii să-ți injectezi toxină botulinică. Mi nu, injectăm toxină botulinică atunci când se este vede cazul, da. Că ridul își va face apariția, care își poate face apariția mai devreme sau mai târziu, în funcție de stilul de viață, în funcție de cât sport facem. Dacă facem sport mai mult, ridul își va face apariția mai rapid, deci trebuie să injectăm toxină botulinică. Totul este în limitele armoniei și în așa fel încât pacientul să fie mulțumit cu ceea ce primește. Bun, ce bine că există aceste tratamente care să ne facă viața mai frumoasă, mai ușoară, să arătăm mai bine, mai odihnite, mai odihniți. Vrem să avem moralul bun și aici spun mai ales pentru proaspetele mămici care altfel au grijă de ele, mai ales de bebeluși, că asta este foarte important, de dragul nostru, de dragul bebelușului, de dragul partenerilor noștri, al celor din jur, familiei. Eu zic că merită să facem aceste lucruri pentru că avem grijă de noi și de cei dragi nou. Mulțumim de sfaturi, Dana. Cu mare drag, Simona. Și te așteptăm să toate revii. Bune ascultătorilor tăi. Doamne ajută și ție la fel. Alături de noi a fost doamna doctor Dana Miricioiu, specialist în chirurgie plastică. Atât pentru astăzi. Nu uitați că așteptăm întrebările, mesajele dumneavoastră la meditații pentru părinți @itsibitsi.ro. Sunt Simona Dragomir, sănătate și numai bine vă doresc. Pe curând! Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir.